Ciprian Titistoi, ca deputat AUR, atrage atenția asupra faptului că România se află în topul țărilor cu cea mai mare inflație pentru a cincea lună consecutiv, deși guvernanții anunță creșteri de salarii cu câteva sute de lei. În realitate, prețurile se majorează, iar această creștere a veniturilor este insesizabilă, consideră deputatul. Ce se întâmplă în realitate? Ne bagă câțiva lei în buzunar, iar pe de altă parte ne iau sute de lei prin creșterile de prețuri la toate consumabile, la alimente, la utilități, la servicii și așa mai departe. De asemenea, auzim mereu această amăgire cu recalcularea pensiilor, însă ați văzut și dumneavoastră, specialiștii spun cât se poate de clar că nu toate pensiile vor crește și oricum creșterea nu este suficientă în raport cu creșterea inflației și a prețurilor. Seniorii noștri, cei care au construit până la urmă această țară, merită mult mai mult decât batjocura oferită de urmașii Partidului Comunist Român, Partidul Comasat Român. Altfel, în perspectiva alegerilor prezidențiale, Ciprian Titistoica a subliniat că George Simion este singurul politician care a avut curajul până acum să-și anunțe oficial candidatura. Iar noi vă propunem un candidat tânăr venit din rândurile dumneavoastră, un om care a demonstrat că poate construi și care este speranța noastră că va putea reconstrui și țara noastră. Este vorba de George Nicolae Simion, președintele partidului, care și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale de anul acesta. După cum vedeți, este primul dintre așa zișii mari lideri politici din România, care și-a anunțat cu curaj, deschis, candidatura. A fost un eveniment minunat la care am participat toți membrii și simpatizanții din țară la arenele romane. Referitor la alegerile locale și europarlamentare, Stoica a precizat că acestea s-au încheiat cu mari suspiciuni de fraudă și că săptămâna viitoare reprezentanții AUR se vor adresa organelor competente cu toate probele pe care le-au strâns.